Bună ziua, sunt la baltă la Flamina. Am pescuit un oblete la muscă artificială. Asta pare că are și icre. Musculițe roșii. Sunt cu domn profesor. Rețineți-le dumneavoastră? Da, grafă. Doriți să vă vadă soția sau nu? Sigur că da. Eu, e o mândrie. Da. Ne bucurăm, domn profesor. Deci la muscă o să vă dea super rezultate. Super. Ne puteți arăta și nouă ce ați pescuit aici la Baltă la Flamina? Am înțeles că s-a prins și cara asta aici. Uite ce cara și cara. Și când aveți la bine de dimineață? De dimineață până a început ploaia. La Viermișor? Da, la Viermișor. La Râmăs și la Mămăligăn ați încercat? Am încercat la boabă de porumb și am luat două bucăți. La boabă două bucăți. Și la râmă, nu, am dat doar la râmă mare pentru crap acolo și n-a luat. La crap, crapul n-a luat. Dar are și crap aici. Are. Înțeles. La setuțele, la greu, aici când vine, vine ceva monstru. E frumoasă baltă la Flamina. 2016. Și stați până vineri în zonă. Da, până vineri. Aveți de luptat aici cu... bucătile. Ia uite ce joacă peștele acolo pe suprafață. Ce când plecați? Miercuri? Păi eu așa aș vrea, dacă găsesc client să plecăm la... Da, plecăm. Le punem viza acolo. Plus că să prindeți scrumie în zona. Ieri s-a luat între... Acum urcă. Da. Iunie, iulie, coboară. Să mai încercăm și noi. Puteți să dați la țaparină? Să vedem și noi dacă... Așa îi ziceți? Țaparina asta, cum știu. Așa-i păcărează dumneavoastră? Cu șocuri, ha? E bună și ideea asta, da. Dar puteți încerca și liniar, constant, așa, tăcă, 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 tăcă. Ia să vedem. Cred că trebuie să mai scoatem din pietre, că... Păi că acum s-a mai făcut frumos, e. S-a liniștit apa, da. Da. Păi mai scoatem din pietre și... și să rămână mai mult apă, vreo două pietricele și mai mult apă. Așa. Mai scot din ea. Trageți de fir. E de 0.30. Trageți. E un buldo din ăsta. E un buldo, da. Mai scoateți. Ia, cât? Una, două. Mai scoateți, mai scoateți. Trei, patru. Atât, așa. Puneți-le separat, așa. Ca să știți de ele pentru scufundători. Mai pun apă. Băgați o lecă de apă. Și cu dopul... Uite că dupul l-am lăsat aici. Dupul l-ați lăsat pe urmă. Uite că dă și soarele. Ce bine, acum se usucă. Acum se dați la musc. Acum, da. Așa. Perfect. Să vă distrați acum. Fără șocuri, trage ușurel. Urează mai sus, pe? Da, cu da, asta. Nu, fără șocuri așa, fără zvâgnituri, recupera, așa, constant. Să vedem și noi cum se bagă. Deci nu vrea șocuri. A trebuit să fie gâze ca să, care să facă așa pe apă. Ia, da și recuperați foarte ușor. Înțelegeți? Ca și cum ar fi o gâză foarte mică pe apă, da.
Așa pe, tragem noi noaptea când e vântâneri. Așa că ați înțeles el, trebuie într-un drum. Și el simte vibrațiile pe șel. Vede? A uitat la ea, că simt el că e ceva mai natural. Dar trebuie că... Încercate, e o zonă pe unde vânez mai... În dreapta acolo avea multe atacuri, să vezi ce interesați rău. Uite, aici ar trebui să e foarte mult banc. Pe foarte frumos. Dar sunt firele. Atacat aici, da. Atacat aici, în banc. La mal, da. Nu-i nimic. Că dacă încolo până pe seară... Mai pe seară trebuie să iasă și clean. Aici, pe malul. Da, iese și clean. Deja, uitați, a început și gâzile. Vedeți cum simt? Și insectele simte căldura asta. Da, da. Oleg. Da, da, soare. A început să miște și eu. Mai vă distrați aici, da. Că mai încercăm. A început încă. Când începe, o iei mănâncă. Da, probabil că vânează mai jos. E mai lai pe suprafață. Un atac ați avut? Da, ai. Se ridică, e și timpul ăsta schimbător. De... Știe el că mai pe seară, a zis seara atât ce frumos. Da, am zis, și noi pățim la fel pe... cu muștele astea. Când nu mănânc la suprafață, trebuie să le băgăm ușor scufundător. Da, acum o să obișnuiesc, că vedeți ce zboară natural pe aici. Auziți, puteți să dați colea în stânga de la înseta aceea, uite așa pe direcția aia. Cred că puteți. E foarte mult acolo la suprafață. Cred că și vânează. E salcia. Așa. Ați avut atac? Da, da, ați luat. Vedeți ce contează și o pic de inspirație? Să dați în stânga. Așa am pățit eu la cuștuca la Vobler. Până nu i-am tăiat barbeta, n-am una la alt. Că lua iarbă și nu mai putea să joace. Și mi-a zis, domnule, ai luat dumneata, dar trebuie să meargă mai sus. Și i-am tăiat barbeta. Și a fost nebunit. Da, uite, două. Două dată. Domn profesor aici, chiar că profesor sunteți de a pescui la muscă artificial. Bravo. Felicitări. Contează mult și inspirația, doamne. Că zine o idee, trebuie să o pui în practică. Ia să dau și în stânga, că nu poți să știi. Corect. La pește. Deci linia funcționează. Linia funcționează. Da, hai să mai vedem tot. Ia mai da. Până vine la mare, la bambină, da. Merge și o distracție la muscă. Da, cârdu. Ați avut atac aici? Parcă... Da. A, deci merge foarte bine. Da, cu de sus, vezi? Merge foarte bine. Să mai facă filmare după aia. Deci puteți veni la Flamea aici pescuiți la Caras. Cât este taxa anul ăsta? 60 de lei. Deci taxa 60 de lei, am înțeles. Și cât se reține? 5 kg de crapă. Da. Sau de tot peștele. Cred
că de tot peștele iau, tot schimbat. Și chestia de anul trecut poate s-a schimbat. Da, da. Păi, și ca să locuiți dumneavoastră peste noapte acolo? E altă taxă. Altă taxă. Cât plătiți pentru cazare? 50 de lei pe noapte? Da. Sau pe 24 de ore? Pe noapte. Pe noapte. 50 de lei pe noapte. Da. Oricum, aici pescari vin pentru relaxare. Să destindă. Puteți face și grătar aici, văd voi? La ei acolo. La ei acolo. Da, adică nu pot să-l întind. Nu aici. Dacă l-am în mașină, dar nu pot să-l întind. Nu pot să-l punem aici, da. Sunt regulile bălți. Trebuie să le respectăm. Bine, s-ar zice că sunt destul de stricte. Dacă n-ar fi atât de stricte, nu s-ar păstra curățenie și civilizare. Așa este. Acum suntem cetățeni europeni, trebuie să respectăm legile. Legile române. Auzi, ce atac frumos ați avut. Da. Până la urmă e pescuit sportiv, nu e de recreere. Gândurile tot ne duc la saci încărcați. Așa sunt gândurile, ce strică noi acum. Până la urmă e bine și așa. Ai văzut cum s-a atacat? Da. Distracție maximă. Putem să ne obișnuim și cu gândurile astea. Să le respectăm. Că parcă ne aduce mai fericire în casă. Dacă acum, după amiază, o să tragă mai bine. Da, e în zonă. A atacat. Asta da distracție. Da. Mai pe seară o să intre și clenul. Mai pe seară mă duc acolo, pe mal. Unde vine clenul să vânezi. Mm-hmm. Îi place la verde. Da. Să vedem ce spațiu mai am eu, revenim.